Asta este. Și... asta este cel mai mic număr natural. Mă gândeam că e pe mai jos, că n-am făcut să fie număr. Vă duceați până la 50, 52, 50 nu știu cât, 51. Dar iată cât de mic este. Dovedit M plus 1 egal cu 36, adică de aici M egal cu câtul 35. Cel mai mic număr natural care satisface relația asta este M egal cu 35. Hai să vedem o încă la tine. Și ce? Deci a fost un... poftim? De ce nu poate să fie 34? De ce nu poate să fie 34? Cât mai mic. Păi scade. A, da. Mă duce mai jos. Păi ce pot, da. Da? Insist. Deci noi am construit un exercițiu, tubele de apă ăsta, plecând de ăsta, am pus problema calculului sumergerea de la asta, de aici, 1 plus 2 plus 2 la 2 plus 2 la supra. Calculul sumei a fost foarte interesant, calculul sumei și este ca mulțit cu 2. Ai văzut tehnologia de calcul sumelor unor puteri pescând? Am mers mai departe și am aranjat exercițiul așa, cu 2 și cu 3. Am gândit, m-am dat un N mai mare decât 50 acolo. Și v-am găsit eu, v-am cerut că e un N minim încât să se întâmple relația aceea. În final, exercițiul a fost deosebit de interesant, pentru că el a ascuns în culise 2 la 3 mai mult decât 3 la 2. Și ridicând la ambineni la aceeași putere, se întâmplă. Cât e ceasul? Mai aveți timp. Avem, nu? 2 minute. Bun, bun. Ce am urmărit noi în tot jocul ăsta? Ce anume? Calculul sumei de puteri, da. Asta a fost miezul problemei, nu? Pornind de la ieșitul tău. Dar n-am știut să faceți mai putere, nu puteam mic să facem mai departe. Deci, hai să spunem la sinteza orei. Da, sinteza orei. Fracții subunitare, supraunitare și calculul unor sume de puteri cu aceeași bază. Da? Calculul unor sume de puteri cu aceeași bază. 2 plus 2 la 2 plus 2 la 3 și 3 plus 3 la 2 plus 3 la 3. Asta a fost lucrul esențial. Și compararea a două puteri. Am avut și acolo compararea a două puteri cu baze și exponenți diferiți. Da. Așa este lecția de astăzi. Ce să le spunem prietenilor noștri? Spune tu, Mario, că tu ești prezent aici și tu ai stilul tău propriu.